avem un grup bun, un grup de jucători care încearcă să se contureze prin relațiile interumane, relațiile de joc. Au arătat multe lucruri bune. Sigur, mai sunt multe lucruri de sincronizat, lucruri de relații de joc, dar mie îmi dă speranțe acest grup că se va exprima bine în teren. Încercăm să construim cu jucători tineri, sănătoși și fizic, moral și care prezintă viitorul Dinamo. Acum, sigur, și tinerețea asta trebuie dublată de valoare, de randament și de spiritul de sacrificiu care trebuie să domine jucătorii care îmbracă tricolul Dinamo. Jucătorii care sunt pregătiți vor intra pe teren. Vă mai trebuie vreun jucător? Mai aveți nevoie? Eu vă mai spuneam, și Real Madrid, cât e de puternică, tot vrea să ia jucători și mai buni, nu? Așa și noi, sigur că ne mai trebuie. În primul rând că vrem să avem concurență și să acoperim valorii, să acoperim locurile, posturile. Dar acum suntem acoperiți. Cu ce jucători care avem, suntem acoperiți. Startul acesta este important pentru Dinamo, cum e pentru toate competitoarele, întrucât cred că, așa cum demonstrează campionate din urmă, prima etapă se joacă cel mai aprig. Echipele nici nu se prea cunosc pentru că au avut stagii de pregătire, s-au studiat mai puțin, sunt noutăți și de o parte și de alta. Fiecare echipă care începe o competiție, chiar dacă are un obiectiv declarat, în suflet își pune o singură dorință, să câștige partida pe care o joacă. Adică Dinamo își propune să meargă la Timișoara, să practice un joc cât mai bun, cât mai exact, pentru a obține victoria. E pregătită Dinamo? Dinamo, după părerea mea, este pregătită. Antrenorul Mulțescu a avut la dispoziție, cu jucătorii care pleacă la Timișoara, tot lotul pe care îl prezentăm astăzi, fiind în măsură să prezinte, zic eu, o formulă închegată, gândită de dânsul, cu o pregătire fizică, am apreciat eu, destul de bine pusă la punct, cu idei tactice pe care le vom vedea împreună, le vom identifica, și cu dorința lui, în primul rând, dar el transmite și echipei, aceea de a practica un joc care să fie în creștere și să ne asigure că drumul de reconstrucție, cu performanță, precizez, este cel bun. V-a mai cerut Gigi Mulțescu jucători? Gigi Mulțescu nu cere jucători, recomandă jucători. Campionatul este o competiție fără întrerupere, așa încât perioada de transferuri nu s-a terminat, se termină la 31 august, începem campionatul cu ceea ce avem, cu ceea ce am selecționat până acum. Suntem riguroși în a accepta numai jucători care se înscriu în procesul nostru de reconstrucție.